Și răspunsurile oamenilor, minim uimit, oamenii nu prea simt atmosfera de Paște, poate ca în alți ani. Probabil spiritele sunt foarte intoxicate de această frică de război, de, în general de frică, de frica să nu mai avem niciodată acea liniște, acea pace pe care am avut-o, și oamenii vor să vorbim despre lucrurile care ne dor. Hai să vorbim astăzi despre acele simboluri ale războiului care sunt interzise în Moldova. Despre asta se vorbește de câteva săptămâni, dar iată că săptămâna aceasta legea a fost publicată în Monitorul Oficial, asta înseamnă că ea deja este activă. Simbolurile care reprezintă propaganda războiului, violența războiului, printre care literele Z, V, precum și panglica Sfântului Gheorghe, sunt oficial interzise în Moldova. Maia Sandu, președinta, a promulgat în Săptămâna aceasta lege, ea a fost publicată în Monitorul Oficial. Ținem să vă amintim, pentru încălcarea prevederilor respectivului articol, persoanele fizice vor fi sancționate cu amendă între 4.500 și 9.000 de lei, precum și poate fi vorba de muncă neremunerată în folosul comunității de la 30 la 60 de ore, iar persoanele cu funcții de răspundere vor putea încăța o amendă între 9.000 și 18.000 de lei, iar persoanele juridice vor avea o amendă și mai mare pentru încălcarea acestui articol, și anume între 18 și 30 de mii de lei. Legea a fost publicată, să zicem, azi, dar ieri internetul se trezește cu o nouă imagine. Imaginea Hotelului Național, deja legendarul Hotel Național, care în primele zile ale războiului a fost pictat în culorile drapelului ucrainean, se pomenește internetul cu imaginea acestui Hotel Național pictat în culorile panglicii bicolore, adică negru și oranj. Am observat voci. Dar e important de reținut asta, că Maia Sandu a promulgat, noaptea s-a vopsit, încă nu era publicat în Monitor Oficial, așa că poliția sau cine acolo era, agentul constatator nu putea să facă nimic, legea încă nu putea fi aplicată. Și asta e un bun timing. Cineva tare bine a sincronizat acest moment. Dar la distanță de câteva ore a fost revopsită. Da, am auzit voci care spuneau, cum băi poliția asta noastră? Vede o tântic care vinde niște flori în stradă și o apucă de subțiori și o duc la amendat, dar aici un dita mai Hotel Național este vopsit și nimeni nu știe cine face lucrul acesta. Altcineva se indigna spunând, băi, dar cum să facem noi zelul ăsta a autorităților noastre? Dar revopsire repede clădirea, o duce la o stare mai inițială, cum să facem noi ca zelul ăsta să se păstreze în multe alte situații când autoritățile noastre se fac a nu vedea și a nu auzi ceea ce se întâmplă. Mai pe scurt, multă lume indignată de multe fenomene. Eu însă am avut, cum să zic eu, surpriza, ștoale, să înțeleg că eu în comunitatea mea de pe Facebook am prieteni care postau o imagine a hotelului cu ceva de genul «Доброе утро! Bună dimineața! Ah, какая приятная новость! Все-таки не потерялись люди в стране настоящие!» Ого! Да! Ok, nu, dar stai, e anul 2022, noi ne batem cu culori și cu... Hai să auzim ce declarație a făcut Maia Sandu în ceea ce privește această lege. Este important să auzim exact din prima sursă cuvintele care au răsunat. Acum și aflați și de ce. False valori trebuie sancționate dur, pentru că ele reprezintă un pericol real pentru conștiința noastră, pentru rezistența mentalului nostru colectiv. Trebuie să spunem un nu ferm războiului și simbolurilor acestuia. Să insistăm pe excluderea lor din comunitățile noastre. Locul acestor simboluri este alături de alte simboluri barbare ale distrugerii și morții, la coșul de gunoi al istoriei. Datorăm acest gest victimelor acestui război, tuturor celor care îndură ororile lui. Eu am ascultat acest discurs și mie mi-a plăcut. Ce nu vreau să spun. Mie chiar mi-a plăcut acest discurs pentru că vorbea despre lucruri la care în Moldova se vorbesc foarte rar. Sau, hai să zicem, s-au vorbit atât de rar încât noi nici nu avem obișnuința să auzim despre lucruri de bun simț, că noi trebuie să fim sensibili la subiecte de genul ăsta, noi trebuie să condamnăm faptele care ne încalcă pacea, noi trebuie să ne solidarizăm cu victimele. Adică
lucruri normale, umane. Atacă mentalul comunitar. Băi, super, deci omul se adresează la un mental comunitar, la o chestie care atât de puțin conta până nu de mult în Moldova. Și atât noi ne pomenim în situația în care vorbim despre simboluri care afectează sănătatea, nu știu, sănătatea, pacea acestei societăți și că trebuie să luăm niște măsuri, mai ales că noi nu suntem, din păcate, revoluționari, noi suntem doar cei care urmăm exemplu altora care fac aceleași lucruri în aceste zile. Dar cum să înțelegi a cui dreptate e mai lungă? A cui dreptate zboară mai sus? Când e că asculti pe Maia Sandu, îți place discursul, dar altcineva o pornește pe doamna Zaharova de la Ministerul Rus de Externe. Da, drept urmare a acestui discurs ținut de președinta Maia Sandu, săptămâna aceasta suntem martorii unui răspuns din partea Ministerului Rus de Externe. Zaharova Maria se numește ea, cea care vine în fața unui publicului și dă o reacție la ceea ce declară președinta țării noastre. Заметьте вчерашнее обращение Майи Санду в связи с промульгацией этого акта. В частности, она заявила, что, цитирую, «место подобных символов на свалке истории рядом с другими варварскими символами разрушения и смерти». И кто говорит-то? Кто это говорит? Кто позволил говорить кто такие вещи? Кто на Маунтик? Ты ездил праздник? Про свалку истории. Это кто говорит? Это кто? Это что, президент, избранный большинством страны суверенной и независимой? Это кто вообще говорит, спуни Маша Захарова? Это руганцы, мор! Не руганцы, и простый инфантилизм. Ну, ей ку контраргументы, звезд демонстрез куйва. Dar tu dai niște instrumente foarte ușoare celor care nu o să facă tare mult drum logic. Tu cine te crezi, băi, tu, băi? Tu zici și omului, băi, sorry, este un simbol de agresiune. Noi nu vrem și el în public. E pentru sănătatea mentalității noastre ca țară, știi? Că apar deputați ca Odnostalco și bagă suliță în suveranitatea și independența acestei țări mai tare decât în 30 de ani. În 15 minute de interviu. Spate noi ca să interzicem asta. Кто тебе позволил говорить о свалке? Ясно, треба. Значит, интересно, винишин, вас сейчас рвой. Можно поговорить о свалке истории, пожалуйста? Буквально 7 минут на конференции, на брифинге, пожалуйста. Спасибо, Маша Захарова. Кто позволил вам? С таким аэром фрагментом еще. Кто позволяет себе подобные заявления в адрес символа, за который люди отдавали жизнь или под которым люди отдавали жизни свои за то, чтобы люди выживали, незнакомые люди, народы целые, будущие поколения. Вот кто? Eu cred că și eu și Маша, trebuie să ne considerăm niște norocoși. Noi n-am fost în situații în care отдавать жизни, să luptăm pentru viață, catacombi, бомби, împușcături, război. Noi n-am fost în aceste situații. Dar în opinia Машей Захарова, oamenii au luptat în război pentru символ. Pentru simbol. Glodăraie, sânge, cuțite, tancuri, moarte, violuri. Dar în cap. Ne concentrăm! Batalion, ne concentrăm! Nu te gândi la inamic, la simbol! Dar hai, dincolo de hi-hi-ha-ha, să vorbim despre faptul cum ipocrizia asta tipic de agresor în momentul acesta tocmai răbufnește. Ei ies peste margini. Oamenii ăștia care au ucis până în momentul ăsta peste 200 de copii în Ucraina. Oamenii ăștia care propagă această idee de eliberare prin omucidere, ei nu ne spune aici despre воевали за мир, чтобы спасать, чтобы мы сегодня. Băi, tu azi ucis, tu azi faci război, asociindu-te cu aceste simboluri și tu nouă ne îndrăznești să ne indici cu ce simboluri noi străim mai departe, că nu vrem acest război la noi? A, tu vezi? Noi stăm și cătăm logică, sens, dar oama vine și îți spune ție, dar кто тебе позволил? Кто тебе позволил вообще вот сегодня проснуться, открыть рот, эти зубы стирать порошком? Кто тебе позволил? Și finalul a fost unul foarte grăitor, pentru că au urmat niște reacții. Vreau să urmărim cine promite, doamna, ce ar putea să se întâmple. Да, цени мне гэнду, который сам сказал. Имеет право такое сказать, кто дал сам себе право такое сказать, он, я вас уверяю, сам отправится на вот эти свалки истории, или как там говорили,
Да, свалки истории с, рядом с варварскими символами. Femeie frumoasă, вроде бы матуры, роки, стилаты, două ori faci față la un briefing, conferință de presă și folosești argumente de clasa 3-4. Сам такой, да кто ты такой ты, да ты сам ты себе это такой-то. Сам, гениал, гениал аргумент, контраргумент. Hai totuși vorbim, ține-te noi cu tine, am avut o dispută în una dintre emisiunile trecute, tu spune, hai cumva nu așa, de, hai o leacă așa mai bine. Despre? Mai. Eu spunem, nu, noi trebuie să învățăm. Trebuie să ne învățăm și lecția noastră ca și popor în toată situația asta. Noi 30 de ani am fost cam așa, dar hai cumva e ca așa cumva, pace, sănătate, câteți să îi împăcăm, noi nu vrem război. Nu, sunt momente în viață în care trebuie să fii tranșant. Eu când zic din nu la această pornire de tranșant și radicalism, îți vorbesc despre faptul că e un mare, mare, mare peisaj de lucruri în care Moldova ar fi trebuit să fie tranșantă. Dar nu-și permite. Economic, energetic, militar, nu-și permite. Uh-huh. De asta, noi putem fi tranșanți la această lege, dar să apară Salaviov și zic, pic, ne păcupăte găz. Găz, ne păcupăte. Și lasă-l să apară. Și zic, tu te păzvuli, înțelegi? Tu n-a să-ți poți permite până la capăt să demonstrezi acest radicalism și tranșant. Andrei, dar nu numi asta radicalism. Sancțiuni. Asta nu este radicalism. Asta e vorba despre demnitate. De ce tu nu scuze că îl numesc așa, nu înțeles. De ce nu e manifestarea noastră de demnitate, de popor independent, suveran, care nu trebuie să se închine în fața nimănui și mai ales ce-ar voi, băi, de serios, președinta țării noastre, ce-ar voi ca să spuneți mine lucruri. Eu sunt de acord aici. Eu despre asta vorbesc. Da, dar noi... tu zici de tranșant, dar mai sunt domenii care Moldova nu își poate permite să fie tranșantă. De la sancțiuni până la Transnistria. Foarte bine, noi în momentul acesta deocamdată am avut cel mai echilibrat comportament, având în vedere că nu putem fi tranșanți până la capăt în aceste vremuri. Poate o să treacă niște ani, o să ne eliberăm de această dependență energetică, măcar parțial, și o să ne putem permite. Până în momentul ăsta, neutralitatea asta a fost ok. Dar tu cine ești, băi? А давайте мы сейчас вам скажем, Маша Захарова, может быть, вот кто-то тоже захочет наш кусочек вам передать. А кто ты такая вообще, Маша Захарова, говорит нашему президенту, что она должна спрашивать у кого-то? Я забыл, у меня соровские деньги наверху, забыл показать Маше, блин. Что ты меня перебиваешь вообще? Извини, USB-адаптер есть от Сороса, блин, Маша, вот что мне. Кто такая вообще, Маша Захарова? Иди там в России, говори... Кто у кого должен просить разрешение? Кувинтили кей дин дискурсу ши реплика Маши и Захарова требу сармы норматарли. Кто ей позволил говорить про свалку? Asta mi se pare genial, femeia nici nu s-a auzit în cap. Cine s-a dat voie să grijă despre gunoi? Noi cu gunoi ne ocupăm. Din fericire, Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova a avut așa un soi de manifestare, de atitudine față de această situație în care Маша Захарова, она угрожает, что Министерство нашего де экстерни локемат пи амбассадорул Русией Лакишинел, локемат сэ и чары сокотяла, сэ испуны ка ай-ай-ай, аша нун спати де ворбит, ауторитетели цэр Италии иш пермит кам мулти, Васнецов алат акт для часты кемари ла министер, ши, Da, și Ministerul Afacerilor Externe a ținut să reitereze o bucată de mesaj din limba rusă pe care Maia Sandu l-a rostit la briefingul ăla. Хочу особо подчеркнуть, никто и никому не запрещает праздновать 9 мая. Наоборот, мы обязаны помнить о победе цивилизации над фашизмом и нацизмом. Nimeni nu interzice sărbătorirea zilei din 9 mai. Într-adevăr, foarte mulți socialiști, la simpatizanți, la deputați, la televiziuni. Noi ieri cu Nata ne-am crușit urmărind un buletin de știri la NTV Moldova. Sper că au sughițat mult lume care acolo figurează. Dar tu te uiți la un buletin și tu vezi, în prima știre, ceva este rău. În a doua, un pic mai rău, în a treia, ia ca cine vinovat. A patra știre este despre un sondaj de opinii, în care cel mai activ politician din Republica Moldova este... Gâșiți! Cine este cel mai activ politician din Republica Moldova? Sondaj de opinie realizat național în multiple localități. Cel mai activ politician din Republica Moldova. E dă-ți de-mă, să răspund lumea sau nu? Vrei să faci un... Nu, vreau să văd dacă ați gâșit sau nu. Vrei să vezi cât de popular a fost sondajul ăsta? Ca să înțelegeți. Deci, sondaj de care a beneficiat în TV Moldova. E ca încă lumea că nu răspunde. Dar poate noi dăm prea multă importanță acestui sondaj. Poate anume din cauza noastră aceste sondaje de opinii și ajung... N-ați gășit. Pe primul loc, nu, e că lumea scrie Dodon. Nu! Cel mai activ politician din Republica Moldova conform acestui cel mai recent sondaj este Ion Ceban. Țara a zis Ion Ceban.
de la Fălești, la un taraclial ușor, zici că e un ceva în cel mai activ. Tot în același sondaj, vreo 7% de oameni cred că cea mai potrivită persoană pentru a rezolva lucrurile acum în justiție este Ilan Șor. Cred că tot asta adună într-o casă și zici, asta portret social, da, uitați-vă. Și pe unde vezi asta? 3 zile la rând la buletin de știri la NTV Moldova. Mai pe scurt, eu cred că Ministerul Afacerilor Externe în sfârșit a arătat că are un bucățică de voce. Din păcate, vocea încă e tare, tare, slăbuță cu minte. Au fost situații în care am fi vrut să vedem mai mult caracter, da, înțelegem dependența energetică, da, înțelegem relațiile care trebuie cumva neutru păstrate, dar până la urmă, nu știu, poporul se uită după cei care îl guvernează. Cum șuieră guvernatorii, așa aude și poporul. Când Ministerul de Externe ar putea să fie și el așa o lecțică mai apăsat, noi vedem niște tentative așa, cu mincioare, de a trage mai respect. Acolo diplomație trebuie și primul loc, da. Tu tot ai așa un sentiment de... Eu am multe sentimente, Nata. Eu am tare, tare, tare multe sentimente. Dar în același timp încerc să împac această dualitate a mea. Îmi doresc și mă uit la multitudine de mesaje. De la guvernarea lui Plaha, când unde vrei. Unde-i Vlad Țepeș? Unde sunt? Unde-i toporul? Unde-i rasprava? În același timp vrei ca în dualitatea asta să încap și o leacă de lege, de dreptate. Recent, la Mudreac, când i-a arestat din Parlament, la care noi am ușa să ajungem, da? Cum crezi? Și vrea lumea să vadă. Imediat acolo, pe loc, gratie, ca să-l pun în cușcă și să-l vom valier la zooparc. Dar nu așa se întâmplă lucrurile.